Bună ziua, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu! Astăzi voi merge puțin în grădină să vă arăt câțiva peri, să vedeți ce rod au pe ei. Să mergem. Uitați și dumneavoastră cât de tare au legat, ce rod frumos au. Au legat foarte tare, foarte multe pere. Mi-au rupt și crengile. Foarte frumos, foarte multe. Extraordinar ce tare au legat. Uitați ce frumos au legat. Uitați, s-au aplecat și crengile. Toate vârfurile de la păr sunt aplecate. Sper să nu se rupă. Aici am câteva sticle unde am pus pentru pere. Am și câteva pere care au mânat destul de bine. În toamnă urmează să le iau, să pun țuică pe ele. Uitați ce s-au lăsat de tare. Uitați, foarte frumos au legat, foarte bine. Sunt pere de toamnă. Imediat urmează să le culegem. Sunt buchete de pere peste tot. Din nou aici o sticlă cu pară. Uitați ce frumos! Aici avem un alt păr, un păr de 5 ani de zile. Uitați la el, tot păr de toamnă. I-am pus și câteva pripoane, pentru că au început să se rupă crengile. Uitați ce multe pere a legat. Este un păr tânăr, care și-a făcut datoria. Chiar foarte multe pere pentru vârsta lui. Deja de pe suport au început să coboare. Foarte frumos, foarte mult. O să facem anul acesta vin must. Din nou un păr. De fapt, doi peri sunt. Uitați, păr altoit de 3-4 ani de zile. Acesta este rodul care l-a făcut anul acesta. Foarte frumos. A fost un păr pădureț mai vechi pe care l-am pus și l-am altoit, dar la un moment dat am avut impresia că se va pierde, pentru că dădea semne să se usuce, iar în momentul în care i-am mai plantat lângă el, pentru că mă pregăteam să-l tau, fiindcă eram convins că se va usca, i-am plantat altul. În momentul în care am plantat alt pom și am altoit, a început și acesta să-și dea drumul. Uitați! Și n-am mai fost nevoie să-l tau sau să-l înlocuiesc. Și au rămas amândoi. Acesta este rezultatul. Sper ca la anul și celălalt mai bătrân să-mi facă pere. Foarte frumos,
foarte multe pere pentru un păr altuit de 3-4 ani de zile. Dacă v-a plăcut videoclipul meu, sper să mă urmăriți în continuare și să vă abonați la canalul meu.